Încă de anul trecut, municipiul Buzău a demarat pregătirile pentru marele eveniment de pe 16-17 mai, dedicat centenarului Marii Uniri. Deja au început să fie primite confirmările de participare, chiar dacă în plan politic mai persistă unele neclarități. Sunt multe confirmări, verbale. Acum, în discuțiile astea care sunt între cele două mari palate, Palatul Cotroceni și Palatul Victoria, mai sunt ceva discuții. Eu discut, bineînțeles, cu fiecare în parte și sper, am promisiuni cel puțin verbale, că vom avea aici echipă completă. Festivitățile prilejuite de Ziua Eroilor vor debuta încă de pe 16 mai, cu o zi înainte de Înălțarea Domnului. Pe data de 16 va fi comemorarea prin citirea numelui fiecărui erou de către elevi din școlile militare din România. Vor fi citiți atât numele eroilor români cât și numele eroilor străini. Acel nume de erou va apare pe două ecrane mari. Va fi o retragere cu torțe a militarilor, inclusiv din detașamentele internaționale, pentru că avem și o premieră națională. Vom avea cea mai mare paradă internațională militară, care a avut loc vreodată probabil în România, pentru că primarul stat major au fost invitați inclusiv detașamente militare din țările care au eroi morți în cimitirul din Buzău. Tot pe 16 mai va fi inaugurată și strada Calea Eroilor, complet reabilitată și modernizată. Pe 17 mai, evenimentul va debuta la ora 12 cu sfințirea Bisericii Eroilor, la care vor asista reprezentanții bisericilor naționale din toate statele care au eroi la Buzău. Au fost invitați și toate bisericile care au altele decât cea ortodoxă, care au eroi îngropați în cimitirul din Buzău, avem inclusiv muftiu, pentru că avem inclusiv aici îngropați turci din primul război mondial. Și, bineînțeles, vor fi alocuțiuni, această paradă internațională și inaugurarea în cimitirul eroilor a câtorva monumente foarte importante. În 1944, două bombe au picat pe cimitir și au distrus inclusiv monumentul închinat eroilor din 1877. Vom reface și acel monument, dar vor mai fi și alte monumente sau vom reface toate monumentele pe zona asta de cimitirul, din cimitirul eroilor, unde sunt îngropați militari români sau străini, inclusiv în cimitirul sovietic. Tot pe 17 mai va putea fi văzută cea mai mare paradă militară internațională și vor răsuna salve de tun în memoria tuturor eroilor, cunoscuți sau necunoscuți, care odihnesc în nemurire la Buzău.